Doamna Andreea, de ce a deranjat așa de tare? Oare nu pot să-mi dau seama? Zici că vorbim noi, nu trebuie să-ți faci tu griji, că nu-și vede el de relația lui. Stai tu liniștită. Oh, parcă și ieri a fost ceva cu tine, nu? Sau alaltă? Îți văd câteva zile că Emanuel are numai numele lui Anca în gură. Dar nici nu a trebuit să empatizez vreodată cu Emanuel sau cu... Că nu ai coloană vertebrală, cu toate că tu vrei foarte mult să pare așa. Aveți voi și pentru mine coloană. Din păcate, păi nu, n-am să am niciodată pentru tine. Păi, țineți-o pentru voi. Fiți sinceri acum și fiți reali. Ați stat voi în cunoașterea voastră în continuu, din toate așa, să zic că, bă, își bate joc de tine, nu e reală, e falsă, ați avut așa? Tu când ai intrat... în casă, Anca deja era cu 2 băieți. Cu cine? Eu fost pentru eu, nu și-a fost cu Radu, da? Băieții, logică, tu când ai venit... Dar nu a fost cu Radu. Măi, doamne, dar cred că înțelegeți pe bune.